Căldura se lasă așteptată. Următoarele zile vor fi dominate de averse, tunete și fulgere, spun meteorologii. Cu toate acestea, studiile arată că anul acesta s-ar putea înregistra cele mai bune rezultate din ultimul deceniu în agricultură. În momentul de față, ploile par a fi un motiv de îngrijorare. Există posibilitatea ca plantele să sufere un nou stres, de data aceasta un stres hidric, pentru că deja în sol avem o cantitate de apă foarte, foarte bună. Dar, deși capricioasă, vremea nu va încurca planurile de evoluție a agriculturii, potrivit unei analize. Specialiștii spun că businessul din agricultură va depăși cu peste 12 miliarde de lei, nivelul de referință din anul 2010. Mai mult decât atât, se pare că investițiile în agricultură au crescut, la oaltă cu prețurile și consumul. Toate aceste elemente converg spre concluzia că anul 2016 va fi unul de bun augur pentru agricultură.